Esența și scopul inițierii sunt întotdeauna și peste tot aceleași, diferă poate doar circumstanțele sau locurile, timpurile, vremurile, spunea la un moment dat René Guénot. Alături de noi este domnul profesor Vasile Zecheru, doctor în economie, coordonator al colecției Arta Regală din portofoliul editurii Herald și astăzi vorbim despre procesul inițierii în opera lui René Guénot, pornind sau discutând pe marginea mai multor cărți. Noi o să amintim mai multe titluri în care se vorbește despre inițiere. Scurtă privire asupra inițierii, carte publicată în colecția Filosofia Perennis, de asemenea francmasonerie și companionaj în colecția Arta Regală. Aș mai aminti Marea Triadă, Omul, Fiul Cerului și al Pământului. De asemenea, poate chiar introducere în studiul doctrinilor hinduse, prima carte în ordine cronologică, prima carte a lui René Guénot. Domnule profesor Vasile Zecheru, ce înseamnă sau cum putem să definim inițierea sau procesul inițierii în opera lui René Guénot? Bună seara! René Guénot a fost un teolog al inițierii. Acest proces discret și foarte special, care nu este la îndemâna oricui, iată, este tratat oarecum științific, pentru că René Guénot introduce concepte, categorii pentru a defini acest proiect, acest proces, pentru prima dată în istorie. Nu există o asemenea definire în tradițiile orientale, spre exemplu. Ei fac inițiere și nu vorbesc despre ea. În Occident, însă, pentru că s-a pierdut acest meșteșug, această maestrie, René Guénot a găsit de cuviință și bine a făcut să introducă ordine în această materie. De ce? Pur și simplu a constatat, și noi constatăm acum, că intervențiile omului, carențele de cunoaștere în acest domeniu au făcut toate acestea la un loc, au făcut să se nască monștri. S-a născut fenomenul pseudo-inițiatic, adică o parodie la inițiere. S-a născut fenomenul contra-inițiatic, adică un proces împotriva inițierii autentice. Cum ați spus și dumneavoastră, Guénot are o carte fundamentală în această materie pe care a scos-o chiar el în timpul vieții, în 1946. Este vorba de Scurtă privire asupra inițierii, tradusă și publicată de către editura Herald. După care, tot în această materie, apar două cărți importante, dar apar postum. Prima dintre ele este, de fapt, prima dintre scrierile postume a lui René Guénot, Inițiere și realizare spirituală. Este o carte pe care ucenicii lui Guénot au publicat-o la un an de la moartea sa. Cea de-a doua, publicată prin 1965, mi se pare, nu are prea multă importanță, se numește Studii despre francmasonerie și companionaj. Și tot așa, ambele aceste cărți publicate postum sunt de fapt niște culegeri de articole pe care Guénot nu le-a introdus în cărțile sale publicate în timpul vieții, însă a lăsat instrucțiuni, oarecum presimțindu-și sfârșitul, a lăsat instrucțiuni de cum să se facă aceste cărți. Există o prefață în care unul dintre editorii vorbește despre acest lucru. Guénot a fost preocupat intens, însă pentru că era un intelectual foarte exigent și foarte atent cu cărțile lui, el spunea la un moment dat, cartea nu este chiar așa o colecție de articole publicate, adunăm articolele și le așezăm între două coperți și apare cartea. Nu, cartea trebuie să fie coerentă. Avea o știință în acest domeniu absolut remarcabilă. Acum, întrebarea pe care mi-o adresați este punctuală. De fapt, ce este inițierea? Iar eu, într-o linie pe care tot noi doi am impus-o la un moment dat, v-aș vorbi despre ce nu este inițierea, ca să ne păstrăm așa într-un joc apofatic și oarecum
misterios, oarecum creativ. Ei bine, inițierea nu poate să fie o inovație, o improvizație. Nu poate fi produsul unei fantezii individuale. Inițierea este un proces pe care îl obține, este o calificare pe care aspirantul o obține intrând în contact cu o autentică organizație inițiatică. Rețineți acest lucru pe care tot Guénon îl spune. Noi nu vorbim despre organizații secrete, organizații discrete, organizații, societăți secrete. Noi vorbim despre o organizație inițiatică. Organizația inițiatică este deținătoarea unei patente, să spunem așa. Adică are un modus vivendi de a-l prelua pe aspirant și de a-l ridica încet, încet, treaptă cu treaptă, prin intervenții inițiatice, sub oblăduirea unui maestru, de a ridica pe o altă spiră a conștiinței. Aceasta este inițierea. În acest cadru, inițierea nu este și nu poate fi o autoinițiere. Cel ce crede că se poate autoiniția, săvârșește un act de supremă aroganță, crede el că are toate datele să se autoinițieze. Nu poate. Nu va reuși niciodată. Ba da, uite, să ne jucăm puțin, va reuși, dar în vreo 900 de ani. Pe când o organizație inițiatică îl face să trăiască acest proces de trecere într-o stare de conștiință superioară în chiar timpul vieții sale. Aceasta este diferența. Inițierea nu este o mistică. Inițierea este o tehnică activă. Mistica este o tehnică pasivă. Misticul așteaptă să îi se întâmple ceva, să îi se întâmple mântuire. El nu face nimic. Este diferența între, pentru că tot am mai vorbit noi doi cel puțin, este diferența dintre cel care pleacă în călătorie, fiul risipitor, fiul acela care își părăsește tatăl, își părăsește familia, pleacă în călătoria sa, este cel care pleacă într-o călătorie inițiatică. Fratele fiului rătăcitor este un om static, sedental, lui convine acolo unde este. Rămâne acasă cu minte. Rămâne acasă cu minte, dar nici nu va cunoaște inițierea autentică. Călătoria aceasta este esența și face diferența între un inițiat și un mistic. De regulă, misticii teologi, care au unii dintre ei, pentru că sunt și oameni superiori și înțeleg bine ceea ce spun eu acum în joacă, spun așa, ce că, Doamne, noi să ne lăsăm în voia lui Dumnezeu și Dumnezeu face cu noi, săvârșește. Da, este adevărat. Însă, nimic nu se va întâmpla sub aspect inițiatic dacă nu faci și tu ceva. Trebuie să te înscrii în această călătorie. Călătoria nu înseamnă un drum, un parcurs, plecăm la drum fizic, nu. Înseamnă un parcurs spiritual, înseamnă treaptă cu treaptă. Toți mari teologi și chiar în interiorul misticilor există un nucleu ezoteric profund. Misticul este ceea ce s-ar putea spune exotericul și inițiatul este ezotericul. Caută în interiorul său calea și lumina interioară, prin metodă, prin cu ajutorul unui îndrumător. Are nevoie de un îndrumător acest călător, nu poate singur. Îi trebuie, de regulă, în spiritualitate, acest îndrumător se numește maestru, se numește guru, se numește părintele duhovnicesc, în funcție de forma tradițională respectivă. Dar există un asemenea maestru. Maestru știe, poate și vrea să-l conducă pe aspirant. Alminteri, nu se întâmplă nimic. După aceea, inițierea nu este un moment singular. Adică, doamne, s-a făcut inițierea și din momentul ăsta nu mai am nimic de făcut. De regulă, vorbim despre un șir de inițieri. Inițierile nu se sfârșesc cu prima inițiere. Prima inițiere, inițium, înseamnă început.
Prima inițiere poate fi o trezire, adică printr-un ritual specific, printr-o acțiune, prin ceva anume, printr-un meșteșug, maestru îl zguduie pe aspirant și îl îndreaptă cu fața către lumină. În acel moment, aspirantul înțelege că are de făcut un drum. Acesta este inițium, adică începutul. După aceea sunt trepte ale inițierii, trepte ale revelației. Încet, încet, maestru îl călăuzește pe aspirant chiar așa, treaptă cu treaptă, să ajungă mai sus și mai sus. Cam aceasta este, spus așa, în joacă, inițierea. Care este rolul ritului în inițiere? Aș vorbi mai degrabă despre ritual decât despre rit. Există un instrumentar calificat pentru a-l trezi, cum spuneam, pe aspirant și pentru a-l îndruma treaptă cu treaptă. Acest îndrumar este ritualul, simbolistica, legendele. Prin aceasta diferă filozofia Perennis de filozofia Garula, cum vă spuneam. Filozofia Garula însemnând o abordare speculativă. Vorbim despre inițiere, pe când filozofia Perennis este o abordare operativă. Facem în așa fel încât să se întâmple inițierea. Facem în așa fel încât aspirantul să ajungă pe o treaptă superioară a cunoașterii de sine, a vederii luminii lăuntrice. Acesta este rolul ritualului. Este, ca să spun așa, iar vă spun metafore pe care le-am mai spus aici, dar pentru că mă incitați în această seară, este perdeaua. Nu există decât cunoscătorul, cel care vrea să cunoască, și obiectul cunoașterii. Obiectul cunoașterii este Dumnezeu, lumina, lumina aceea interioară. Între Dumnezeu și cunoscător, între Tatăl și Fiul, este o perdea. Această perdea este cumva, luați-o așa ca pe o metaforă, este lentila prin care Fiul, adică intelectul rațional, nousul apateticos, adică nousul, intelectul, gândirea, rațiunea lipsită de sentimente, gândirea aceasta abstractă, îl cunoaște pe Tatăl. Tatăl este întregul. Fiul vrea să ajungă la Tatăl, după cum maestrul vrea să ajungă în centrul cercului, adică între echer și compas. În catolicismul târziu se la Chartres, Catedrala din Chartres. Știți foarte bine, există acel teribil labirint. Călugării erau puși să parcurgă labirintul în genunchi ca să ajungă în centru. Plecau de la o periferie de undeva și încet, încet se tărau pe acolo ca să ajungă în centrul labirintului. Acesta era un simbol prin care îi se sugera că trebuie să ajungă la Tatăl, în centrul cercului. Îi se sugera fizic, adică îl puneau să facă acest târș pe acolo. Să găsească în plan orizontal, să găsească drumul către acel centru. Acolo este lumina, în centru, în centru ființei. Așa trebuie văzut. Sigur că este o întreagă panoplie de simboluri și de ritualuri și de legende. Toate legendele. Legendele ce sunt altceva decât o vorbire despre o istorioară care, dacă o cercetăm, are și nu are, este un amestec de adevăr și eroare, date exagerate. Nu aceasta trebuie să ne intereseze la o legendă. Să ne intereseze mesajul pe care ne-l transmite, ca și cu Moș Crăciun. Noi tot timpul vrem să-l ucidem pe Moș Crăciun. Nu, Moș Crăciun trebuie lăsat așa. Știm că e o legendă, dar să-l lăsăm. Viața e mai urâtă fără Moș Crăciun. Așa e și aici. Moș Crăciun ne spune o poveste, ne învață ceva. Într-un fel. Și așa cred e și... Scuze, cred că și Maia Nostă, aș putea spune, mai searbădă, pentru că gândindu-mă la ceea ce ați spus, mă gândeam cât de importante sunt miturile în viața noastră. Și chiar la un moment dat, Joseph Campbell, în cartea Miturile care ne învață să trăim, a apărut în urmă cu câteva luni
la editura Herald, portofoliul editurii Herald, în colecția Arhetip, spunea că o societate sănătoasă este acea societate care are grijă și își întreține miturile. Își ia seva aceea sănătoasă din aceste mituri, din mitologie. Deci omul modern, omul contemporan și societatea modernă are nevoie de astfel de mituri. Păi bineînțeles, miturile, poveștile, legendele, anecdotele acestea, toate la un loc alcătuiesc un logos prin care ni se transmite o înțelepciune. Ni se transmite sub forma unei glumițe, unui joc. Să citim cărțile lui Vasile Lovinescu despre sensurile ascunse ale poveștilor românești. Ce lucruri extraordinare sunt spuse acolo. Ni se transmite o înțelepciune ancestrală pe lângă care de regulă trecem nepăsătorii. Credem că știm. Nu, miturile fondatoare, iată, ale poporului român, să spunem, Miorița sau Meșterul Manole. Păi câte vorbesc aceste mituri despre sufletul românesc, despre arhetipurile acestea care sunt în capul nostru, în sufletul nostru. Noi nu putem fi așa cum suntem făcând abstracție de Miorița. Am dat un exemplu. Toate miturile, ele sunt importante pentru că transmit mesaje înspre sacru. Și întotdeauna trebuie să descifrăm acest mesaj. Ce vrea să ne spună mitul templului lui Solomon? Este un mit. Ce vrea să ne spună mitul marelui arhitect al Universului? Este un mit, o poveste, o încrengătură de înțelesuri care se adaugă, se completează unele pe altele acolo. Acesta, nu putem să ieșim din acest joc. Nu mai suntem oameni dacă acceptăm viața noastră fără aceste mituri, dacă le scoatem din viața noastră. Nu mai suntem ceea ce suntem. Suntem. Vă dau un exemplu ca să mă înțelegeți. O cameră de luat vederi postată într-o intersecție filmează un accident de circulație. Tot același accident este văzut de o doamnă, să spunem, am luat un exemplu, care stă pe un colț de trotuar și vede exact același accident. Imaginați-vă, camera de luat vedere este imparțială, fără sentimente, relatează foarte exact evenimentul, vede unde a sărit aripa din dreapta, vede când s-a spart farul din stânga, vede cum i-a sărit casca din cap șoferului și așa mai departe. Toate acestea sunt amănunte. Pe când s-o întrebăm pe doamna aceea care a fost și ea martoră la eveniment, cum ne povestește ea evenimentul? Să vedeți câte semnificații introduce, câte lucruri deosebite pe care camera nu le vede, nici nu interesează pe biata cameră. Camera este un instrument. V-am dat un simplu exemplu ca să înțelegem exact ce înseamnă omul și ce înseamnă mașina. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre procesul, despre drumul inițierii în opera lui René Guénon, alături de domnul profesor Vasile Zecheru, doctor în economie și coordonator al colecției Arta Regală din portofoliul editurii Herald. Vă invităm să urmăriți și acest material, dar și celelalte materiale din cadrul campaniei online dedicată colecției Filosofia Perennis și operei și vieții lui René Guénon. Toate aceste materiale video le puteți găsi pe canalul de YouTube Herald, dar de asemenea și pe pagina oficială de Facebook a editurii. Îi mulțumim încă o dată domnului Vasile Zecheru. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție, o nouă rubrică a emisiunii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci aveți o zi frumoasă și lectură plăcută. La revedere! La revedere!